Bine ați venit și revenit aici la Centrul Cultural Pitești, în complexul expozițional Casa Cărții, pentru a verniza împreună o nouă expoziție de artă plastică. Este vorba de expoziția intitulată sugestiv Primăvara, o expoziție de pictură, grafică și artă decorativă, inițiată și coordonată de doamna profesoară și binecunoscut artist plastic al Urbei, Mara Diaconu. Alături de doamna Mara Diaconu mai expun invitatele dumneaei, prietenele dumneaei, colegele de breazlă pe care ni le va prezenta doamna Mara în cele ce urmează. Totodată am invitat-o pe poeta Denisa Popescu să ne spună câte ceva din impresiile pe care i le-au lăsat, că deja s-a inspirat și are multe să ne povestească, aceste lucrări expuse pe șevalet. Așa cum spuneam, găsim pictură, grafică, artă decorativă. Vă mulțumim foarte mult, doamnelor, domnișoarelor artiste, iar Denisa Popescu are cuvântul. Te rugăm. Mă bucur că am fost invitată să vorbesc despre această expoziție, să le cunosc pe autoare, pe doamna Tatiana, pe doamna Mara le cunoșteam, pe doamnele, domnișoarele mai puțin. Ideea este că, din punctul meu de vedere, al celui care crede cu tărie până la moarte că arta își are menirea ei sub soare, din această perspectivă să știți că va fi discursul meu rostit, din punctul meu de vedere, cred că această expoziție stă sub semnul vrăjirii și al dezvrăjirii, al vrajei și al dezvrăjirii. Sigur că am spus vrajă și dezvrăjire pentru că așa sună mai frumos, mai limpede rostirea. În realitate însă, e vorba întâi despre dezvrăjirea de lume și abia apoi despre vrajă. Sunt convinsă că ați venit cu toții aici, știați de ce veniți, dar ați venit prinși în paraziții energetici care funcționează în lumea liberă. Așa este? Așa este. Avem nevoie să ieșim din lume, să intrăm în expoziții cum este cea de față, ca să putem să ajungem mai ușor la noi, la ființa profundă, la micul Dumnezeu sau la fărâma de dumnezeire care există în fiecare dintre noi. Așa cum a spus mai devreme directoarea Centrului Cultural Pitești, este o expoziție de pictură, de grafică și de artă decorativă. Deși eu am să vă spun sincer că la ora aceasta nu mai cred în granițe, în tipare de tipul despre care vorbim. Cred că totul curge, cred că este fluid, cred că pictorul trece foarte ușor în grafică, așa cum graficianul intră pe tărâmul picturii, așa cum arta decorativă poate să transforme, eu știu, culoarea într-o minune care ține de alte substanțe, de un alt tip de materie. Am să vorbesc în general și apoi am să spun în mod special ce mi-a atras mie atenția în cele 20 de minute, cele 30 de minute cât am stat în expoziție. Ce au în comun autoarele? Au în comun, din punctul meu de vedere, faptul că reușesc să recompună lumea liberă a copilăriei. Și când spun lumea liberă a copilăriei, am în vedere lumea mitului, lumea legendei, lumea poveștii. Peste tot veți găsi tipul acela de sugestie care te trimite într-o zonă în care îți este totul permis pentru că poți să visezi. În mod real poți să visezi într-o lume, repet, ajung din nou la dezvrăjirea de lume, într-o societate de consum care îți dictează ce și cum să visezi. Aici ești liber să visezi. Fiecare dintre artiste visează potrivit propriei identități, pentru că fiecare are o identitate artistică bine definită. Și am să încep cu domnișoara de acolo, Georgeta Gheorghinoiu. Înțeleg că amândouă doamnele din stânga mea au fost elevele doamnei Stoica la Corbeni. Era firesc ca doamna Stoica să își păstreze până astăzi, eu știu, o săgeată de amprentă în lucrările lor. Domnișoara Georgeta Gheorghinoiu, așadar, am înțeles că sunteți profesoare la București, da? La școala de limbă engleză din București, că lucrați foarte mult cu copiii. Evident că i-am studiat și contul de Facebook. Și realmente ce se vede acolo trimite la zona de mit în adevăratul înțeles al expresiei. Acolo avem păsări, avem gâze, avem animale mari, îl avem pe regele leu, toate însă cumva părând că sunt vor să sugereze spiritul ființei al făpturii pe care o întruchipează.
nimic de acolo, din ce reușește să redea pe pânze domnișoara, nu-ți creează o stare de tensiune în sensul de pericol. Este vorba despre compoziții milione, le-aș spune așa, greșesc, nu știu cum se spune în limbajul de specialitate, este prinsă însă foarte bine esența ființei despre care încearcă să transmită mesaj. Se vede că lucrați cu copiii, pentru că lumea aceea este lumea mică, universul mic al vegetalului, o lume care, repet, poate foarte bine să fie prinsă într-un cristal. Poate că peste 100 de ani, peste 200, peste 500 de ani, când nu vom mai fi, lucrările acelea ar putea juca rolul pe care astăzi îl joacă Chihlimbarul, care ajunge până la noi, smuls din inima muntelui și care prinde în el rămășițele unei făpturi, odată vii, odată frumoase, odată speciale. Genul acesta de impresie o trezește în mine expoziția domnișoarei, de chihlimbar, de cristal, în care stă încastrată amprenta energetică a unei ființe. Mergem la doamna Tatiana Ciurea. Pe doamna Tatiana Ciurea o cunosc în mod special și rezonez în mod special cu dumneavoastră. Acolo avem de-a face cu o interpretare, reinterpretare, evident, în manieră personală, a filei de Evanghelie. Există aur, există foițe de aur, există text sfânt, există simboluri ale religiei noastre creștine. Dincolo de asta, ce face Tatiana Ciurea, ce o unicizează, da? Ce îi conferă caracterul de originalitate, ține de faptul, în opinia mea, că pictează cuvinte. E adevărat? Încearcă să ajungă, spre deosebire de domnișoara care încerca să ajungă la esența universului mic, al ființelor mici, Tatiana Ciurea încearcă să ajungă la spiritul cuvântului, al literei. Un lucru mai rar întâlnit în lumea artiștilor plastici. Folosim cuvinte, da? Eu folosesc acum cuvinte. Noastră primiți sensul lor de bază, cel care este convenție între noi. Tatiana Ciurea merge mai departe. Încearcă să prindă inima cuvântului. Mai mult decât inima. Bătaia de inima cuvântului. Acolo sunt rugăciuni, sunt texte. Texte peste texte, îmi explica mai devreme. Practic este acolo o succesiune de generații care îl preaslăvesc pe Dumnezeu. Aici vrea să ne aducă Tatiana Ciurea. Vrea să spună că până și rostirea aceasta, care se duce, zboară, dacă n-ar fi camera să o înregistreze, fiecare ar reține ce ar vrea, da? Oricum fiecare reține ce vrea, camera încearcă să compactizeze totul, dacă n-ar fi ce face Tatiana Ciurea, cuvintele mele ar zbura. Ele zboară oricum. Tatiana Ciurea încearcă să prindă sufletul cuvântului. Deci rețineți universul mic, spiritul universului mic vegetal, spiritul literei și al vocabulei mai departe. Ajungem în zona aceasta. Care este zona sau teritoriul pe care vom scrie mare? Scrie deja Mara Diaconu. Doamna Mara, care în realitate este o timidă, Mara cea timidă, da? Dar care în înăuntrul ființei sale este o explozie. O explozie de culoare, o explozie a simțurilor, o explozie de iluzii. Stăteam și mă gândeam astăzi la ce voi spune despre Mara Diaconu. Când voi ajunge, inevitabil, la lucrările dumneavoastră. Și mi-am dat seama că Mara Diaconu reușește într-o manieră extrem, dar extrem de subtilă și vă rog să priviți la un moment dat către personajul principal, care este calul din lucrările sale, reușește să transmită sugestia aceasta. Cum că adevărata realitate este spirituală. Nu materia pe care o studiază știința este realitatea noastră. Materia, simțurile, sunt iluzie. Adevărata realitate este cea spirituală. Iar Mara Diaconu lucrează cu o cromatică fierbinte, cu o cromatică a îndrăgostirii, dacă îi pot spune așa, dar ce reușește să transmită ține de un spiritual extrem de rafinat. Acolo este omul din visul calului. Nu sunt oameni și cai, nu este calul care trage la căruță, nu este nici măcar calul care s-a dus în bătălii și a purtat războinicii pe șa, deși acolo apar simboluri din registrul acesta, este iarăși spiritul animalului
care cumva zboară între cer și pământ. Știți cu toții că din vechime se crede că, alături de pasăre, calul este puntea care leagă dimensiunile. Acest lucru cred eu ca voi să-l exprime Marea Diaconu în lucrările sale. Uitați-vă la sugestia, la expresia cailor dumneaei. Sunt cai cu expresie rugătoare, cu expresie meditativă, aproape umană sau mai mult decât umană. Este expresia unei ființe, a unui spirit, care a înțeles că, exact ce spuneam mai devreme, materia este un suport pentru spirit. Și ajungem în zona din spatele nostru, pe care, din păcate, acum nu o puteți vedea foarte bine, și care îi aparține doamnei Adina Preda Ștefănoiu. Doamna este profesoară la liceul Ștefănoiu, îmi cer iertare, Adina Preda, da? Doamna este profesoară la liceul Ion Mihalache din Topoloveni, un liceu excepțional, am avut ocazia să merg acolo, sunt aici în sală doamne și domni profesori de acolo, niște elevi de care se ocupă cu foarte mare grijă, cu foarte mare tandrețe cei de acolo. Așa că, iată în spatele nostru altceva, un alt tip de identitate. Artă decorativă, lucrează, v-am zis, cu materie diferită, cu imprimerie, lucrează cu pictură, a pornit de la o popădie. Ce vedeți aici, tot ce ține de zona ei, este practic odiseea unei păpădii. Dar ce univers frumos! Dar ce echilibru interesant a reușit să realizeze Adina. Pentru că dacă uitați în spatele meu aici, în zona aceasta, și mai sunt două lucrări acolo, veți vedea că, eu știu, avem de-a face cu un tip de sobrietate care ține cumva de principiul masculin al existenței. Un fel de cenzură. Sunt simboluri, lucrează foarte mult cu simboluri. În clipa în care trece de zona aceasta cerebrală, Adina irumpe cu desăvârșire. Practic, în Adina cred că sunt în proporție egală la ora aceasta, sau echilibrată balanța celor două principii. Cred că este o femeie excepțională, cred în același timp că are mintea și că își gândește lucrările și că își gândește în general arta cu mintea unui bărbat care calculează până la urmă matematic fiecare pas. Avem de-a face, cu alte cuvinte, cu o expoziție extrem de frumoasă, neașteptat de complexă, le știam pe cele două doamne, nu le știam pe domnișoarele, pot să vă zic domnișoarele, acum, generațiile s-au întâlnit într-un mod fericit, după părerea mea. Și este bine că există asemenea întâlniri, este bine că sunt aici oamenii noștri vechi și buni și de aur și de diamant și de platină de altă dată. Totul este foarte frumos. Noi vă așteptăm, Centrul Cultural este deschis unor asemenea evenimente care, v-am spus și repet, în care eu cred și care cred că ne pot salva din derizoriul și din lumea vrăjită greșit care există dincolo de acest spațiu. Îi mulțumim, Denise, ea ne-a spus cum percepe, cum privește, cum simte lucrările expuse de cele patru distinse autoare. V-aș propune acum să le invităm pe fiecare să ne vorbească despre arta lor, despre mesajele pe care doresc să le transmită și să ni le transmită prin aceste lucrări. Și încep cu doamna Mara Diaconu, așa cum spuneam, coordonatoarea acțiunii. Doamna Mara. Atâta lume pe care noi o cunoaștem, atâția artiști, mulțumesc colegilor de la arte, care sunt așa empatici, și am discutat cu domnul Pantilie. Cred că noi, profesori de la arte, noi și cei care sunt, ar trebui să adunăm copiii care au intrat la arte, sunt și aici o parte, și cu tot ce avem, cred că nu ne-ar ajunge sala de la Parlament, dar cred că o să facem o expoziție, trebuie să facem lucrul ăsta. Școala de arte din Pitești este o școală specială. Acum pot să spun că sunt pensionară și pot să mă laud, numai dacă vorbesc de aceste fete artiste. Ele au fost liceul de artă, da, liceul de artă. Liceul de artă. Și au fost olimpicele noastre. Avem o mulțime de copii care au umblat la olimpiade. Erau cei mai tari din țară, în primele locuri, în 32 de licee, tot timpul liceul nostru, și acum își menține tradiția.
e o școală bună pentru că sunt profesor bun și copii buni sunt totdeauna dacă știi să te ocupi de ei. Ei sunt într-o proporție, se menține. Artiști sunt puțini, dar dacă știi să-i scoți, să-i înveți, să-i dirijezi, ies lucruri foarte bune, după cum vedeți. Și o să spun doar atât, puțin despre expoziția aceasta. Gherghinoiu Georgeta face gravură, ea a terminat arte plastice, grafică și acolo vedeți gravură, deci e tehnică specială pe metal. Sigur, Tatiana o să spună ea minunile pe care le-a făcut. Iar Adina Preda a terminat arte decorative, imprimare sau imprimerie, nu știu exact, textile, da. Și atunci aici vedeți niște tehnici speciale, pe lângă că ea merge, pleacă de la structuri vegetale, le interpretează și ajunge la compoziții foarte interesante, sunt niște suprapuneri cu sită special, nu este făcut din pensulă. Sunt niște tehnici speciale, ca și la gravură. Deci aici în sală aveți patru moduri de a, exact cum spunea doamna Denisa, patru moduri de a aborda culoarea și desenul. Cu asta este deosebită expoziția, prin această diversitate de tehnici. Și eu le mulțumesc mult că s-au deranjat, au venit de două ori, a venit de la București, Georgeta, la fel și Adina. E un efort să faci lucrul ăsta, să vii, să trăiești emoțiile unei expoziții și noi le dorim succes. Vă mulțumesc că ați venit cu gânduri bune. Vreau să vă spun că noi toți de aici, nu numai noi artiștii, toți din sală, toți suntem artiști și avem în noi un grăunte de creație, mai mult sau mai puțin. Eu astăzi am expus o anumită tematică, care o abordez a doua oară. Am abordat-o acum câțiva ani și lucrez prin etape și doar mai multe tehnici. În toamnă am avut o expoziție personală la Metopa și am expus și ulei și acuarelă și grafică. Acum m-am axat pe grafică religioasă. O să întrebați de ce. La un moment dat nu vreau să pictez efectiv cu pensula cu mâna. Pictăm cu sufletul. Și trebuie să pictăm și să prindem acel sâmbure, acea lumină. Am avut privilegiul să țin în mână un liturghier. Liturghier vechi, de la 1600. Sigur că am avut și o copie după liturghierul lui Macarie, de la 1608. Am studiat, cum studiază toți artiștii, ce pasionează. E o carte care te luminează, e o carte care îți vine nu numai să o săruți, îți vine să o mângâi. Când vezi caligrafia aceea plăcută, făcută cu, nu numai cu atenție, făcută cu credință. Ăsta e adevărul, când faci ceva cu credință, trebuie să-ți iasă. Desenele care însoțesc aceste cuvinte, această liturghie, că de fapt e un text religios. Unele cuvinte le-am transcris în chirilică și sigur că ele au un sens. Unele caligrafii sunt doar cu scop decorativ, deci am folosit o linie duct continuu, tocmai a sugera un scris, dar de fapt nu este. Și este o compoziție echilibrată, dar special făcută, concepută pentru această filă de Evanghelie. Nu este o răstălmăcire, este o recreație așa, a unui gest făcut de alții. Mă scuzați că îmi sună tocmai acum așa. Caut și am multe idei și am abordat această filă pe fond închis pentru efect. Poate unii se miră de ce negru. Tocmai pentru efectul cromatic am și file pe crem și pe diferite nuanțe de hârtie. Sigur că eu caut un echilibru al formei, un echilibru a acestei pagini, tocmai să atrag atenția, eu nu copiez un liturghier.
dar vreau să atrag atenția prin culoare. Așa cum alții abordează credința într-un alt mod, adică prin slujbă, alții prin cărți. Cartea aceea, pergamentul, știm cu toții că pergamentul e de fapt o piele de vițel, pergamentul aproape că este catifelat, acel tuș folosit în liturghie, de fapt e un tuș vegetal, era extras din ghinde, ghindele deformate a unui stejar, pisat, ars și făcut tuș. Până și foița aceea de aur, care este prezentă și la mine în lucrări, dar și în liturghie, era lipită cu zeamă de usturoi. Eu acum nu folosesc zeamă de usturoi, folosesc mixtion, e o substanță specială de lipit, dar au fost foarte originali cei dinaintea mea și mă plec în fața lor, cu toate că nu mai sunt, mă gândesc cu drag la cei care au scris acele cuvinte și vreau să spun că faptul că eu am privit acea carte mi-a mers la inimă și vreau să scot tot din inima mea niște imagini frumoase. Poate să o vrăjească și pe altcineva. Poate să înțeleagă din aceste file, să comunice. Eu, de fapt, comunic cu dumneavoastră, dar nu neapărat textual prin cuvintele din grafică. Comunic prin culoare, comunic prin compoziție și dacă ele par abstracte, că de asta am și căutat o formă abstractă, o reinterpretare a Evangheliei, asta am și căutat. Și am vrut să fiu originală și sper că am reușit. Eu vă mulțumesc că ați venit și vă urez cumva și vă doresc să creați și dumneavoastră, pentru că sunt convinsă că Dumnezeu la fiecare a pus în suflet ceva nobil și fiecare este în stare să creeze ceva. Vă mulțumesc! Vă invit acum pe tânăra, frumoasa Georgeta Gherghinoiu să ne vorbească despre lucrările sale care ne-au impresionat și despre care ne-a vorbit atât de frumos Denisa. Cu siguranță că autoarea știe ea ce simte și poate ne mai spune și altceva nou, să-i descoperim și alte laturi și alte dimensiuni ale spiritualității ei. Mulțumim! Bună seara! Mulțumim pentru prezență în primul rând și mulțumim pentru invitație. Lucrările mele se învârt în jurul motivului animalului și totdeauna am fost pasionată, m-au inspirat foarte tare animalele, forma lor, semnificația lor, simbolistica lor și atunci am ales să lucrez pe această direcție. Acolo în spate, în gravurile pe care le-am expus astăzi, este o suită de animale, o galerie de animal înger, fiecare având o anumită semnificație. Fie că este protectorul cerului sau protectorul apei sau păsărul cuibul lor de fericire, fiecare gravură ilustrează către un animal într-o anumită ipostază. Nu o să vorbesc foarte mult pentru că nu este tocmai punctul meu forte, doar am vrut să punctez câteva lucruri despre conceptul și ideea generală a ceea ce am expus. Mulțumim încă o dată pentru invitație. Atât. Mulțumim frumos, Georgeta Gherghinoiu, pentru că doamna Adina Preda Șerbănoiu lasă pe fiecare să simtă așa cum crede, cum consideră și să-i vadă lucrările prin prisma fiecăruia. Ea întotdeauna se exprimă mai bine prin artă decât prin cuvinte. Declarăm expoziția Primăvara deschisă, timp de 3 săptămâni. O puteți viziona ori de câte ori simțiți nevoia aici la Casa Cărții. Mulțumim și mai rămâneți un pic alături de autoare. Mulțumim tuturor pentru prezență.